Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi povestim despre o altă cascadă mare și frumoasă și la fel de îndepărtată de București, și anume Cascada Duruitoarea. Aceasta se află cam la 7 ore de mers cu mașina de București, în masivul Ceahlău, la 1250 de metri altitudine. În mod normal, această cascadă se ajunge pe traseile marcate cu cruce albastră și roșie din stațiunea Durou. Dar cum normal nu face parte prea des din vocabularul meu, eu am mers după indicațiile date de Google Maps. Mai întâi pe drum forestier pe Valea Râului Rupturi, până am dat de traseul marcat cu cruce albastră, iar mai apoi pe acesta până la cascadă. Ca și lungime, cred că am mers cam 2 km pe un drum nu foarte înclinat. Cascada Duruitoarea are cam 25 de metri și este formată din două părți, una de 20 de metri și alta de 5 metri. Denumirea cascadei vine de la zgomotul puternic și continuu pe care aceasta îl face atunci când debitul apei este mai mare. Ca să vă faceți o idee pe unde se află această cascadă, în zonă mai sunt și cheile Bicazului și lacul Roșu, care a fost și punctul de plecare pentru acest traseu. Dar gata cu vorbăria, vă las mai departe cu peisajul. Iar dacă vă place ce fac, nu uitați să dați un like și să vă abonați.